Acum am ajuns la Sibiu, am făcut multe, 6 ore aproape. Bine, ne-am și oprit, am prins puțin aglomerat. Se las pe băieți să ducă să-și facă cântarul și o să iau după aia după cântar, mergem acasă, facem tanul și vedem pe cine mai găsim pe aici să filmăm. Stăm aici la o șatră. Da, gata, i-am lăsat pe băieți la cântar și am venit în centru să găsim o toaletă. Calea de la cântar de acolo erau mâncați aici, n-aveai loc, să... erau 10 oameni pe WC-ul. Mă rog, stăm la cafea și ne întoarcem să-i luăm când termine, că practic stăteam degeaba cu ei. Și să stau la coadă nu era foarte plăcut. Și am zis măcar să nu irosim timp. Venit în centru, beau o cafea și îi luăm când termin. Suntem în Sibiu, am ajuns, au făcut băieții cântarul, noi am fost la cazare, s-au făcut cum Airbnb-ul și acum mă duc să îi iau de la cântar. Să ne întoarcem înapoi la cazare, să facem tanul, să vedem cum arată, să vedem dacă se mai încarcă, nu se mai încarcă, ce se întâmplă. Au dormit foarte puțin aseară și erau destul de apuși, a zis cel puțin, la ori era puțin apus. Să vedem acum ce se întâmplă. L-am luat și pe Mario, acum a terminat cântarul. Am fost, am făcut niște cumpărături la Lidl, este 17.43. Este fucking ora 5. Și arată Airbnb-ul. Mâncare frumos. Să ne apucăm să facem un strat de tan și după aia vedem ce e. Se filmează o salutare, guys. Facem și noi posing aici pe camera lui Ciprian, ia să vedem. Urmează să zici că sunt obsedat de telefon mobil și că stau doar pe telefon. Dar nu este adevărat. Nu, vreau să zic pupa, 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 intro. Ne-am trezit acum. Este joi dimineață. E ziua concursului. Cred că e vreo 7. M-am trezit pe la 6 și ceva. Nu știu sigur cât e ceasul acum. E vreo 7. În general, practic trezești ziua concursului la 7, la 7 cam mănânci prima masă. Dar, având în vedere că aseară am primit desfășurătorul, ei sunt practic așa și una categorie care intră pe scenă. Asta, făcând noi un mic calcul, ar însemna minim ora 3 să se urce ei pe scenă. Deci, am propus să ne trezim mai târziu. Și de la 7 până la 9, maxim 10, să își mănânce mesele, în primul rând, să își mănânce o masă, să dăm stratul 2 de, cum se numește, de overnight, trebuie să-și spere pe ăsta care e pe ei, care l-am dat aseară, să-și dea stratul 2 de overnight. Și, na, să strângem absolut tot, să mai repetăm ceva la rutină, să vedem cum arată și forma, pentru că, na, au dormit destul de mult, s-au băgat aseară de vreme la somn și au dormit destul de mult și a trebuit să arate mult mai bine forma. Și să vedem cum facem planul cu apa și cu mesele până astăzi, pentru că nu avem nici cea mai vagă idee când intră, când ies. Cam asta este problema cu FRCF-ul. Ce? Uite cum îl ține cu cer, mesele. Uite cu aia trepied, ești nebun, scarlat trepied. Asta înseamnă, frate, un partener adevărat. Ce casă? Și pe frumos ăsta. N-ai, Cipri, n-am cum, că eu dar. E păcat să nu le... E păcat, a? E păcat. Ia mă, dă și arată și mie un abdomen ceva. Eu? Da, să nu mor prost. Aici. Nu te fac cum ăla celebru. Man cave. Un an de zile am mers cu produsul. Ia uite cu țigara în gură. Și mi-am făcut programare. Da, da. Expira, da. Hai, da, tu dau. Da, asta. Adică... Amendă, 20 de milioane. Hai, lasă-te puțin pe spate, de lombar. Aș, hai, 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 hai. Mi-am găsit online să fac la Constanța. Am venit la Constanța seara. Bombă.
M-am dus și am făcut permisul și acolo am făcut-o pe drum și am plecat de la Brancu. Bun. Da, uite, numai așa. Bravo! Da, pe amândouă. Să vedem dacă o lasă înăuntru. Dacă nu o lasă, îi punem slip pe ea. Deci, lui Mario i-am dat un tap coat de un abdomen. Ia uite. Bun, lui Mario i-am dat un tap coat și pe Laur nu-i mai dau tap coat, că e deja destul de negru de la overnight și l-am lăsat doar să stau picioarele în sus și cam asta e. Am transpirat până acum, eu mi-au ieșit ochii de cap. Apoi eu suc, îi las să mai stau picioarele în sus și după aia direct pentru pompare de carbo și gata, urcă pe scenă. În maxim o oră, jumate, două, cam așa. Da, 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 ăla e, ăla e. Abdomen, abdomen, tare în abdomen. Așa, ăla e. Ia, Mare, ia, stăpân. Da, 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 bun. Acum liniștiți. Mai mult. Deci, la 6. Doar Laura a intrat în finală, Mario nu. Asta este adevărul, asta este problema. Dar cea mai să vadă lumea, nu, tu te stai lângă, să vadă lumea cum arătați după cheat, dă-te, să nu zică lumea că ați fost acoperiți, că uite formă după 6 burgeri aseară, cartofi prăjiți, uite formă, mă, clăbași, uite formă, ce trebuia să facă să intre în finală, nu? Ia uite formă, ia uite. Ia uite, face vacuum după 6 burgeri și înghețată. Of, Doamne, grea viața. Ia. Uite-și. Uite omul că ți-și gurată. Da. Da, asta a fost. Am văzut, am venit, am plecat. Da, mă, Dănin. Mulțumesc mult. Și eu, papa. Ia, du-te mai în spate, du-te mai în spate, unde e lumină. Stai așa, stai acolo. Focul și mai. Da, mă, da. Ia, fesierul. Uite, mă, băieți, fesier. Să mai ziceți că e acoperit și anul ăsta, mă. Să mai ziceți că e acoperit.
Ia uite. Eu pozez pe jos, eu sunt mai ridicat. Eu m-am oprit de 1000 de euro, bici. Ia să vedem. Ok. Ne zici acolo. Ce va pe un vezi că ăsta zice dacă ești acoperit, dacă da alea. Să ia asta? 15 minute, bun. 15 minute, stai întins, înainte să compleci, gata, stai, nu mi-ai întins, 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 nu, că nu e cu... Nu e cu... Nu e cu exclusivitate. Aici poți să vorbească cum vrei. Ia, Robert, dă-și tu ceva. Facem un craps. Stai așa să focalizeze. Da. Și coapsa aia, coapsa aia. Vreau să văd separația aia în coapsă. Aia, aia, aia. Bombă. Și un clasic coz, hai. Bom, bine, chiar bine. Hai, bagă-te aici. Hai, băiți, hai! O să ai 15 secunde după ce vrei. Să zic că nu încep. Mișcă-te bine, 15 secunde. Hai, mișcă-te. Hai, care... hai, dă-i. Strânge, strânge, strânge. Așa. Foc, cum te vezi, copii. Focul, focul, focul. Cum era? Îți dai și un mos. Da, 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 da. Poferiști. Am un feeling că e după emoții. Da, 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 Ionuț, da. Da, bine, Vlăduț! O să fie acum o concluzie, un wrap-up a ce s-a întâmplat în weekendul ăsta, pentru că live, având grijă de oameni, umblând de colo-colo, e foarte greu să faci chestia asta, știi? Și ideea e că îmi place să las o zi, două după concurs, să se așeze lucrurile, dar spus să-mi așez și eu gândurile și să nu fiu subiectiv în momentul în care spun ceva. Să începem cu prima zi de ieri de juniori, am fost și astăzi la seniori și să vedeți așa cam cum au mers lucrurile în competiție. Deci, în primul rând, începem cu situația pe care a avut-o Chiera cu Darius Cândea. Când am ajuns, ieri ne-am trezit dimineața, am zis că bă, n-are sens, erau, băieții mei erau a 61-a categorie și n-are sens să mergem de la 9, știi? Să mergem puțin mai târziu ca să putem și noi să, na, să stați liniștiți acasă, să facem tanul, să mâncați, să nu stați în aglomerație, să nu transpirați, să fiți relaxați, cortizolul cât mai jos. Bun, am stat acasă până la 12, la 12 jumate am plecat, am ajuns acolo. În primul rând, organizarea este absolut zero, adică a trebuit să stăm în tribune, au trebuit să stea în tribune pe jos, pe ciment, unde am pus niște prosoape ca să-și ridice picioarele pe niște balustrade, adică backstage-ul, eu cream că backstage-ul de la Olimpia e mic, dar backstage-ul ăsta era minuscul, absolut minuscul, absolut minuscul, 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 și l-au și micșorat ca să facă accesul spre scenă, n-am înțeles cum și de ce. Și când am ajuns eu, cred că era mens fizic pe scenă, mai aveau vreo 40 de categorii până la ei și am zis ok, sau vreo 30, relaxați-vă, mâncați și m-am dus să văd, no, să vorbesc cu oameni, să văd ce se întâmplă, să văd cine e pe scenă, să văd cam cât durează, să văd și eu cât durează o categorie, de fapt, și eram mers fizic pe scenă și am mai stat vreo oră, ne-am plimbat pe acolo și m-am dus sus în tribune și am nimerit fix pe categoria lui Darius la premiere și am văzut că i-a dat
4, efectiv, la striga la locul 4, era cel mai mare de pe scenă, deci nu există. Nu există, nu știu cine erau băieții, nu o să zic niciodată că era băieții erau slabi sau alți oameni au fost slabi sau alți oameni au fost de căcat, pentru că nu asta vrem să facem, dar era cel mai mare și cel mai condiționat de pe scenă. Deci nu se poate pune problema. În tuturor regulamentelor, la look-ul pe care trebuie să-l aibă un om pe scenă pentru mens fizic campion național. Poate locul 4. Adică nu condiționare extremă, deci nu vă gândiți la condiționare extremă cu sute de vene, cu mii de striații și așa mai departe. Condiționare bună. Condiționare bună și foarte bună. Ceea ce ar trebui să aibă, nu extremă. Ok. Mi-am zis că îmi pare rău, era foarte supărat, toată lumea era foarte supărată. Chiar era supărat și el. Toate bune și frumoase. Am mers mai încolo, nu m-am mai uitat la alte categorii. Deci nu știu la ce categorii s-au mai făcut mânării. Dar am aflat ulterior pe Insta. Alt caz pe care l-am văzut a fost Cosmin Bostan. Cosmin Bostan este unul dintre cei mai rotunzi oameni pe care îi cunosc eu la juniori. Deci este o rotunjime musculară pe care nu au văzut-o mulți oameni. Și au dat locul așa. Băieții mei au intrat amândoi la Classic Physique. Classic Physique erau 16 oameni, ceea ce mi se pare ok. Ce nu mi se pare ok este că a fost open. Au reușit să facă 20-24 de categorii pentru cadeți. Au adus cam cu vreo 20 de categorii mai mult decât anul trecut pe scenă, deci au mai făcut rost de divizii pe care să le introducă în campionatul național. Și pentru juniori n-au reușit la Classic Physique și la Bodybuilding Classic să facă două categorii de înălțime și greutate, să facă, nu știu, sub 1.70 și plus 1.70 sau sub 1.75 și plus 1.75. A trebuit să fie open. Ce înseamnă open? Open înseamnă că poate să intre toți oamenii pe scenă, indiferent de înălțime și greutate. Atât timp cât sunt Classic fizic, ei poate să intre pe scenă și atât timp cât își respectă charterul de înălțime greutate pe care îl au ei. Pentru că ai voie la, nu știu, 1.75, ai voie să ai, I don't know, 80 de kg, 82, o chestie de genul ăsta. Asta înseamnă că ai dat pe scenă cu oameni care aveau 80, 90, 100 de kg. Și la Bodybuilding Classic, fără caterincă, era un băiat care avea aproape de 2 metri, 1.90 plus, care sigur avea peste 100 de kg. Bun. Este absolut aberant. Este absolut aberant să fie singura posibilitate la care se poate înscrie un om. Pentru că știu cum arată o structură clasică, ei știu cum arată o structură de clasic fizic. Dacă cineva vrea să se înscrie, singura lui oportunitate este să concureze alături de alți oameni care pot avea ce înălțimi și ce greutăți vor ei pe scenă. Ceea ce nu este fair absolut deloc. Au intrat la Classic, Laura a luat locul 6, iar Marion a prins finala. Din nou, nu vreau să spun cine trebuia să merite, cine nu trebuia să merite. Nu o să pun în comparații cu locul 2, locul 1 și așa mai departe, pentru că e cringe și e urât și atace alți oameni. Sportivii aia n-au nicio vină, sportivii nu au nicio vină de cum a fost jurizarea. Vina este strict a cluburilor, a federației și a arbitrilor. O poză foarte bună pe care o găsiți la Chiara pe profil, la story, nu știu dacă o să mai găsiți când o să apară vlogul ăsta. Momentul în care Darius era pe scenă și aia pozau la mens, arbitrii erau toți strânși la o masă și se uitau pe o foaie. Nici de cum nu arbitrau jocul, nici de cum nu arbitrau competiția, nu se uitau să jureze. Este imposibil să dai bani, indiferent că ai dat 10 lei, că ai dat 100 de lei, că ai dat 1000 de euro, este imposibil să dai bani, să mergi la o competiție și să fii luat la pulă în halul ăsta. Așa, bun, a venit următoarea categorie de bodybuilding clasic, unde, rămânem la clasic fizic. Laur la clasic fizic i-au dat locul 6 în condițiile în care top 3, de top 3 nu se putea trece la cum arătau. Top 3 nu avea pretenții la top 3 pentru că nu se putea trece la top 3. Dar au rămas 3 locuri și a dat pe ultimul, practic. La bodybuilding clasic n-a prins absolut niciunul finala, iar băieții ăia, acum să mă ierte Dumnezeu, dar Anadu îi caută pe la Pro Qualifier, dar de fapt ar trebui să vină să-i găsească aici. Ideea și concluzia este că respectul nu se mai găsește și s-ar putea să nu se găsească și toată lumea spune, toate reacțiile pe Insta au fost, da frate că se face asta de nu știu câți ani, da frate că se face. Noi vrem să vorbim despre asta, noi vrem să spunem chestia asta public, pentru că până la urmă ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul, jurizarea este făcută de niște oameni care nu au nicio treabă cu sport. Dacă vreți să fie
fiți respectați. Mergeți, dați un ban într-o altă federație, dacă sunteți naturali, mergeți în limba, frate. Bucurați-vă de faptul că puteți să mergeți natural pe o scenă alături de alți oameni care 99% din cazuri sunt naturali. Într-adevăr, și limba are suspendări, dar dopingul, dar testele care se fac, numărul de teste care se fac pe an este incomensurabil mai mare decât în FRCF. Mi-a spus cineva că anul trecut a venit Anadu și a făcut ravagi în FRCF și am întrebat cât suspendați au fost. 6 oameni. 6 oameni cunosc eu personal și cunosc pe majoritatea care sunt naturali la seniori. Din 200, poate 300 de oameni, să nu exagerez. Despre asta e vorba. A venit și Mihai. Vrei să zici ceva, Mihai? Da, nu am putut să dau de foame. Ia. Dar nu vreau să zic. Vrei să dau de foame? Nu, nu de națională să zic. Da. Păi stai așa să-i văd și pe ai mei ca să pot să-mi jur și de acolo. Că mai avem, mai am eu mâine.